Conform statisticilor Oficiului Național al Registrului Comerțului, numărul firmelor radiate în primele 10 luni din acest an a ajuns la 63.798 firme. Cele mai multe radiere au fost înregistrate în municipiul București și în județele Bihor, Iași și Constanța. La polul opus, cele mai puține radieri au fost înregistrate în județele Giurgiu, Călăraș, Vaslui și Olt. Raportat la primele 10 luni din 2013, cele mai mari creșteri ale numărului de firme radiate s-au înregistrat în județele Teleorman, Gorj, Brăila și Bihor. Consiliul Concurenței va extinde analiza de pe piața laptelui privind o posibilă trucare a licitațiilor din cadrul programului Cornul și Laptele, a declarat luni președintele Consiliului Concurenței Bogdan Chirițoiu, prezent la o conferință de profil. Analizăm licitațiile organizate de autoritățile din Harghita și Giurgiu în perioada 2010-2012, dar vom extinde analiza. Ne uităm și la alte contracte la fel de suspecte, precum cele de la Giurgiu, a completat Chirițoiu. Meseria de ofițer de securitate cibernetică ar putea fi inclusă în nomenclatorul de meserii, având în vedere că și în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării s-a decis în luna septembrie că este necesară înființarea unor astfel de specializări în universități și introducerea în programa școlară a unor ore de pregătire cu privire la securitatea spațiului cibernetic, a declarat joi directorul Centrului Cyber Int din Serviciul Român de Informații, Florin Cosmoiu. Copreședintele ACL Vasile Blaga a anunțat că alianța electorală ACL nu mai există. În aceste zile va avea loc o primă ședință a Colegiului Director al noului PNL, rezultate din fuziunea cu PDL. Primul lucru pe ordinea de zi, cine va fi noul copreședinte al PNL după plecarea lui Klaus Iohannis la Cotroceni. Potrivit surselor evenimentului zilei, cel care îi va lua locul este prim vicepreședintele Ludovic Orban. PNL va continua să funcționeze inclusiv la nivel local pe structura de copreședinți, unul de la PNL, celălalt de la PDL, pentru a nu crea tensiuni în partid în următoarea perioadă. Un congres al noului partid va avea loc după alegerile parlamentare din 2016, precizează statutul noului PNL, votat în vară, dar încă blocat în instanță ca urmare a unor probleme nu de fond, ci de procedură. Steaguri tricolore asezonate cu peste 1000 de porții de fasole cu cârnați, dar și de post, asta le pregătește administrația publică locală din Petroșani pentru Ziua Națională a României, celor care vor să petreacă românește în stradă. Anul acesta, pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României, de la bugetul local s-a alocat suma de 30.000 de lei, iar acțiunile se vor desfășura în parcul Carol Schroeter din Petroșani. Boala limbii albastre continuă să evolueze pe teritoriul județului Hunedoara. La sfârșitul săptămânii, un nou focar de boală a fost confirmat în localitatea Vâlcelele Bune din comuna Bretea Română, iar medicii veterinari au suspiciuni de apariția bolii în alte trei localități din județ, respectiv Mihăileni, Ribița și Băița. Conform reprezentanților Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, începând de anul viitor, toate bovinele din gospodăriile oamenilor vor fi vaccinate împotriva bolii limbii albastre.